nothing breaks like a heart. Heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. The silver bullet cigarette, this burning house, and nothing left is molding. We both know it. But we got a man to fall in love, but just like that, we'll fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. These broken records spin endless circles in the bar, around in the bar. This one can hurt you, it got you deep in the scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. We're living each other, cold as ice and high. Corina, luați-vă locurile. Bun, specialista noastră în The Motans, Irina Rives. Hai eu, da. Fetelor, ați sunat foarte bine, sunteți foarte bune ca voci. Felicitări pentru piesa asta, mie îmi place foarte mult alegerea. Tudor Chirilă. Eu nu sunt de acord cu Irina. Mie mi se pare că ar fi putut fi un moment care să vă pună mai mult vocile în valoare decât zona asta de country, fără ca asta să însemne că n-ați cântat bine. Deci, practic, n-am nimica cu voi, am cu Denis în momentul de față, ca să înțelegem lucrurile exact cum stau. Succes, Denis! Am avut exact aceeași problemă, faptul că auzeam în mintea mea piesa asta cântată de Miley Cyrus și asta m-a făcut să-mi pun problema că poate alegerea piesei n-a fost neapărat una fericită pentru voi două. Deși voi două sunteți niște voci foarte bune și ați cântat foarte bine împreună, dar la un moment dat m-am trezit și mi-am dat seama că stau încruntată în timp ce cântați, deși nu sună rău deloc. Asta pentru că încercam să găsesc chestia aia care îmi lipsea mie în suflet și era timbru lui Miley. Și dacă aș vrea să fac o recomandare, uite, eu aș merge cu Corina. Mie nu mi-a lipsit timbrul lui Miley Cyrus, mi se pare că amândouă ați împrumutat așa un pic din cântare. Ce mi-a plăcut foarte mult, ați cântat cu pasiune și v-ați asumat piesa, să vede că v-a plăcut. Din punctul meu de vedere, mi se pare că a cântat mai bine Corina. A fost mai pe piesa asta. Bun, ne apropiem. Denis, ne uităm în ochii tăi și da, spunem. Decizia lui Denis este...
Fetelor, ați fost minunate amândouă și a fost o reală plăcere să lucrez cu voi, să vă cunosc și să vă ascult. Dar o să merg mai departe cu Corina. Yes! Corina merge mai departe! Mamă! Mulțumim frumos, Corina! Mulțumim. Ivanov! Mi-a fost cel mai greu să aleg în cazul lor. Corina în repetiție a fost mai tehnică. Acum în live s-a întâmplat ceva. Efectiv. Din cauza asta am și făcut această alegere. Mai vreau să mai cânt, fraților. Mai am de cântat o grămadă. Și îmi place foarte tare să fiu pe scena asta. Și aș vrea ca partenera mea de duel, Corina, să câștige Vocea României, da. Ce frumos. Mulțumesc. Depinde doar de ea și de al ei antrenor Denis. Dar acum tu depinzi de ceilalți antrenori. Ați auzit? Mai vrea, își dorește. Voi ce vă doriți? Decizia antrenorilor este... Păcate pentru Elis, este aceasta, aplauze pentru ea, pentru Elis.